Bună ziua, dragi agricultori! Suntem la ultima 100 de metri de recoltat grâu. La moment recoltăm grâu Selinivka. Ia ca cum merge, cum e frumos, arată. De mult n-am filmat, de atâta că nu avem timp, totdeauna suntem în fugăreală, Și azi nepotul a vrut să cătă o leacă cu combina și zic, ia fă o filmare. În privința la roadele care le-am luat până acum, vreau să spun că orzul a ieșit peste 5 tone la hectar, care o dat mai bine, care o dat mai slăbuț. Grâul am avut așteptări totul altfel, în sens că sorealul care fără țapă am crezut că ați dă mai mult ca aista cu țapă, dar au fost invers. Cred că totuși a fost efectul înghețului. Eu am mai arătat în alte frumulețe cât de tare el la noi a înghețat. Aista, Odessa, nu a înghețat și de asta diferența între dânsele e la independență de câmp, e la 2 tone. În sens că dacă aista dă cel mai bun, vorbim de cele mai bune rezultate, o dat 7 tone, vreau spun 7 tone cu 100 de kg de sulfamafos și 150 de kg de silitră. Că la cineva dă mai mult, dar depindeți ce investiții au fost făcute. Un fungicid și când la fungicid a fost dat și un foliar. Asta e ce am avut, am pregătit să dăm, să acoperim împotriva la boală și spicul, dar n-am avut timp, n-am dispus de timp și asta e situația. Asta mai dăm jos și să mai vedem. Ia ca mergem cu 2,9, 2,5 la sortul ăsta, mergem până la 3 km pe oră. La sortul soreal până la 3,5 km, cam așa ceva. Strângem combina vector, jatca 5 metri și așa, mergem încetșor, ca mergem ca pentru noi, ca la noi. Nu ne grăbim. Motorina, consumul față de celălalt an e foarte înalt, dar și asta, roadă înaltă, consum înalt, roadă mică, consum mic. Pauză și când ajungem în capă, mai facem o filmă. Iacă așa se arată greu, tragem de aici, nădejde, undeva la roada de 6 tone. Spicurile care sunt mai mari, ca sunt și mai mari și mai mici ele. Acum el singur cale, vezi cum e foarte ușor. E timpul de acum, suntem în întârziere, aș spune că mai fost și o ploicică, dar cum este. Așa ne stăruim să strângem. Strângem cu combina vector, a 5-lea sezon. Combina se arată foarte bine, în sens că probleme cu dânsa n-am, în afară numai de ramă. Lesnit pe ramă, lesnit și nu ține metalul. Că nu are ramă, însă și că e din panelul. Dar așa combina foarte bine, mulțumit de combina. Și cu asta vreau să doresc la toți agricultorii să terminăm secerișul, că după cum vedeți o pornit și buriana și de asta să strângem la pâinea la timp și să mulțumim bunului Dumnezeu pentru roadele care le-a dat și să putem vinde și la un preț bun. Că motorina e în creștere, îngrășămintele, am auzit niște prețuri care nu de două ori, dar fix ca să pățim ca și cu lemnul și cu metalul. Foarte mult s-a scumpit și de asta vrem să vinem și noi la un preț bun ca să putem iar să începem un an nou, putem semăna, să punem îngrășăminte ca să avem roade bune și să avem și un profit. Pentru asta lucrăm, pentru profit. Sănătate la toți și toate cele bune. La revedere!